Prestația modestă înregistrată până acum de FCM Târgoviște a trimis-o într-un cont de umbră în care s-a pierdut. După mai mulți antrenori schimbați, a venit rândul lui Haralambie Becheanu să demonstreze că formația din Șotânga are puterea de a reveni printre aspirantele la promovare. Însă socoteala de acasă nu s-a potrivit nici de această dată cu cea din teren. Becheanu nereușind să găsească încă rețeta succesului alături de tinerii finanțatorului Gheorghe Zotic. După 21 de etape, FCM Târgoviște a acumulat doar 16 puncte, ajudecându-și titlul de codaș a clasamentului. Cu toate acestea, oficialii clubului din Șotânga nu și-au pierdut speranța, având ca obiectiv prioritar formarea de jucători pentru echipa mare. Astfel spus, în momentul de față, clubul din Șotânga a rămas doar un centru de formare a juniorilor. Rămâne FCM-ul doar un centru de formare a juniorilor? De moment, da, suntem totuși un club cu mulți jucători legitimați. La toate grupele avem 4 grupe de copii, junior CD și 2 la junior E, deci o pepinieră destul de solidă. De asemenea, avem și echipă la categoria promoție, unde sunt testați o serie de jucători tineri care pot urca la prima echipă. Atenția acordată grupelor de juniori și munca depusă nu au întârziat să se concretizeze și în rezultate notabile. De la FCM Târgoviște mai mulți jucători au fost transferați la echipele din județ și nu numai. Dar dovadă că se lucrează totuși bine, este într-adevăr un club privat, însă problema generală e că din ce în ce mai puțin copii vin spre fotbal, marea majoritate preferă calculatorul, ceea ce nu este un semnal prea bun pentru viitorul fotbalului în general.